Capitolul 11. Află ce te împiedică. Concentrați-vă toate gândurile asupra sarcinii imediate. Razele soarelui nu ard până nu le reunești într-un punct. Alexander Graham Bell. Ce te face să ai rețineri? Care este factorul care stabilește viteza cu care îți îndeplinești obiectivele? Care este elementul care determină viteza cu care te deplasezi din locul în care te afli la nivelul la care vrei să ajungi? Ce te oprește sau te împiedică să mănânci broaștele care pot efectiv induce o schimbare esențială? De ce nu ți-ai îndeplinit încă obiectivul? Acestea sunt câteva dintre cele mai importante întrebări pe care ți le vei adresa și la care vei dori să găsești răspuns pe măsură ce vei încerca să ajungi la niveluri tot mai înalte de productivitate și eficiență personală. Indiferent de lucru pe care vei dori să-l obții, va exista întotdeauna un factor restrictiv care va decide cât de repede și de bine vei realiza acel lucru. Treaba ta este să studiezi sarcina și să identifici factorul restrictiv sau constrângerea ei inerentă. Apoi, trebuie să-ți concentrezi toate energiile asupra diminuării acelui punct inhibant. În fiecare sarcină, fie ea de mari sau de mici dimensiuni, există un factor care stabilește rapiditatea cu care îți îndeplinești țelul sau îți termini treaba. Care este acesta? Concentrează-ți energiile mentale asupra acestei unice zone cheie. S-ar putea să fie cel mai folositor mod în care să trebuiască să-ți folosești timpul și talentele. Factorul respectiv ar putea să fie o persoană de al cărei ajutor sau decizie să ai nevoie, o resursă care să-ți fie necesară, o slăbiciune dintr-o anumită parte a organizației sau orice altceva. Dar, indiferent despre ce este vorba, factorul restrictiv va fi mereu prezent și treaba ta va fi mereu să-l identifici. Spre exemplu, scopul unei afaceri este să găsească și să-și păstreze clienții. Dacă reușește să facă acest lucru suficient de bine, compania face profit și continuă să se extindă și să prospere. În fiecare afacere apare un factor restrictiv sau un punct inhibant care determină cât de repede și de bine își atinge compania scopul. Ar putea fi vorba de marketing, de nivelul de vânzări sau de însăși puterea de cumpărare. Ar putea fi vorba de costurile de operare sau de metodele de producție. S-ar putea să fie vorba de nivelul de costuri sau de fluxul de numerar. Succesul companiei poate fi influențat de competiție, de clienți sau de piața de desfacere existentă. În mod cert, însă unul dintre acești factori, mai mult decât oricare altul, determină cât de repede își atinge compania țelurile de dezvoltare și profitabilitate. Care este acest factor? Mai mult decât orice altă activitate, identificarea corectă a factorului restrictiv în cadrul oricărui proces, precum și concentrarea asupra factorului respectiv, pot genera, de obicei, mai mult progres într-o perioadă mai scurtă de timp. Regula 80/20 se aplică constrângerilor din viața ei și din viața și munca ta. Aceasta înseamnă că 80% din constrângeri, astfel spus factorii care te împiedică să-ți obții țelurile, sunt interne. Acestea se află în interiorul tău. Ele sunt imprimate în calitățile, abilitățile, obiceiurile, atitudinile sau competențele care te caracterizează. Doar 20% dintre factorii restrictivi sunt externi ai persoanei sau organizației tale. Constrângerea ta cheie ar putea fi ceva minor sau nu neapărat evident. Uneori, e nevoie să faci o listă cu fiecare pas al procesului și să examinezi fiecare activitate în parte pentru a stabili cu precizie care este factorul care te reține. Uneori, nu este vorba decât de o singură percepție negativă sau o obiecție din partea clienților, dar care încetinește întreg procesul de vânzări.
Uneori, absența unei singure trăsături împiedică creșterea vânzărilor unei întregi linii de producție sau servicii. Examinează-ți compania cu obiectivitate. Examinează-ți șeful, colegii de muncă și membrii personalului pentru a descoperi dacă există o slăbiciune, cheie care te reține pe tine sau compania, care acționează ca o frână în atingerea țelurilor tale cheie. În viața personală, trebuie să ai onestitatea de a privi adânc în interiorul tău pentru a descoperi factorul sau abilitatea restrictivă care stabilește rapiditatea cu care îți îndeplinești propriile țeluri personale. Oamenii de succes încep întotdeauna analiza constrângerilor cu următoarea întrebare. Care este factorul meu specific ce mă face să am rețineri? Ei își asumă întreaga responsabilitate și caută în ei înșiși atât cauza, cât și soluția pentru problemele lor. Întreabă-te mereu, care este elementul care stabilește viteza cu care obțin rezultatele pe care le doresc? Definirea constrângerii atrage după sine strategia pe care trebuie să o folosești ca să-i limitezi acțiunea. Neputința de a identifica în mod corect constrângerea sau identificarea constrângerii greșite te poate duce într-o direcție eronată. Ai putea sfârși prin a rezolva nepotrivit problema. O corporație majoră, care făcea parte din clientela mea, a constatat că vânzările erau în scădere. Directorii corporației ajunseseră la concluzia că principala constrângere consta în puterea de cumpărare și în strategia de vânzări. Au cheltuit o sumă imensă de bani pentru reorganizarea managementului și perfecționarea agenților de vânzări. Au descoperit ulterior că motivul principal al scăderii vânzărilor era o greșeală comisă de un contabil care le calculase eronat prețuri prea mari la produsele lor, comparativ cu acele ale competitorilor. Odată ce compania și-a reevaluat prețurile, vânzările au crescut din nou și afacerea s-a întors la profit. În spatele fiecărui factor restrictiv sau punct inhibant, după ce l-ai localizat și l-ai eliminat cu succes, vei descoperi o altă constrângere sau un alt factor restrictiv. Fie că este vorba de construirea unei cariere de succes sau de ajungerea la timp la serviciu, există întotdeauna factori restrictivi și piedici care impun viteza progresului. Treaba ta este să le localizezi și să-ți concentrezi energiile asupra diminuărilor cât mai repede posibil. Începe ziua prin a elimina o piedică sau o constrângere cheie și te vei simți plin de energie și putere. Vei fi impulsionat să continui și să-ți îndeplinești sarcina. Un factor restrictiv va exista întotdeauna. Uneori, o constrângere sau un factor restrictiv, cheie, reprezintă cea mai importantă broască pe care o poți mânca la momentul respectiv. Începe cu ce nu-ți place. Identifică cel mai important obiectiv din ziua curentă. Care este acesta? Care este obiectivul pe care, dacă l-ai îndeplini, ar avea cel mai mare efect pozitiv asupra vieții tale? Care este realizarea profesională care, odată obținută, ar avea cel mai mare impact pozitiv asupra carierei tale? În momentul în care îți este foarte clar care este obiectivul tău major, întreabă-te următorul lucru. Care este factorul care stabilește rapacitatea cu care îmi îndeplinesc obiectivul? De ce nu mi l-am îndeplinit încă? Care este factorul specific care mă face să am rețineri? Oricare ar fi răspunsurile, acționează imediat. Fă ceva. Fă orice. Nu mai pune-te pe treabă.